28 iunie 1914, prințul moștenitor al coroanei Imperiului Austro-Ungar, Franz Ferdinand, împreună cu soția sa Sofia, ducesă de Habsburg, sosește la Sarajevo, în capitala Bosniei, pentru a lua parte la manevrele militare, în ciuda sfaturilor șefului statului major austriac, Konrad von Hötzendorf, de a nu efectua această vizită. Tânărul student sârb Gavrilo Princip sâșnește din mulțime cu un revolver, trăgând gloanțe ucigașe spre cuplul princiar. Paradoxal, asasinarea celor doi nu a declanșat stări emoționale negative la curtea de la Viena, nici măcar declararea dolului național, dar a fost un excelent pretext pentru împăratul Franz Iosef de a ataca Serbia, care nu a permis anchetarea asasinatului pe teritoriul său. Imediat, Rusia intervine de partea Serbiei, iar Germania de cea Austro-Ungariei. Atacarea Belgiei neutre de către armatele germane a provocat și intervenția Franței de partea Rusiei. Până la sfârșitul lui august 1914, declarațiile de război au cuprins de o parte și de alta o serie de state. Marea Britanie, Muntenegru, Japonia devin țări beligerante. Războiul ia proporții continentale, practic doar Italia și România au statut de neutralitate. Milioane de oameni sunt dislocați pe front. Trupele germane înaintează adânc pe teritoriul Franței, o luptă începută de un real nativ și cavaleresc eroism cu săbii și lănci, dar spre final cu obuze, gaze toxice și tancuri. Apar primele estimări de o parte și de alta, francezii îi opresc pe germani la Marna, salvând Parisul, în Balcan Serbia respinge atacul Austro-Ungariei, iar în Prusia Orientală, germanii obțin succese majore împotriva armatei rusești la Tannenberg și lacurile mazuriene. Odată cu echilibrul reușit de germani, prin victoriile din răsărit, fronturile se stabilizează, se sapă tranșee și se ajunge la războiul de poziție. Pe 3 august 1914, regele României, Carol I, convoacă la Sinaia întregul guvern în frunte cu primul ministru Ice Brătianu. După lungi dezbateri, regele și-ar fi dorit participarea alături de Tripla Alianță în urma unui tratat semnat în 1883, s-a votat neutralitatea României, ceea ce impune desfășurarea unei politici active și precaute atât față de puterile centrale, cât și față de țările Antantei. Practic, la momentul 1914, România nu era pregătită pentru un război. Politica guvernului Ice Brătianu, rezumându-se la așteptarea unui moment favorabil pentru ca participarea sa să fie de un maximum de folos pentru evenimentele ulterioare. Astfel, pe 17 august 1914, la București se va semna tratatul de alianță între România, Franța, Rusia, Anglia și Italia, acesta fiind considerat unul dintre cele mai mari succese ale diplomației românești. Cele patru mari puteri ale Antantei garantau, în caz de victorie, realizarea dezideratului național, acela de desăvârșire a unității statale și naționale, vitală pentru România, unirea cu Transilvania, ce aparținea Imperiului Austro-Ungar încă din 1867. Doi ani mai târziu, România va intra în Marele Război. Anul 1916 avea să marcheze momentul unei adevărate ciocniri a titanilor. Puterile centrale erau hotărâte să scoată Franța din luptă printr-o ofensivă hotărătoare pe frontul de vest, șeful statului major german, generalul Erich von Falkenhayn, având un plan extrem de elaborat. Cele două tabere beligerante refuză să accepte arbitrajul propus de președintele american Woodrow Wilson, apare un nou protagonist pe câmpul de luptă, România. În seara zilei de 27 august
1916, prin înaltul decret regal cu numărul 2784, România declară război Austro-Ungariei, nota de declarația de război fiind înmânată de ambasadorul român de la Viena, Edgar Mavrocordat, autorităților austro-ungare. Trei zile mai târziu, Germania și Bulgaria declară război României. România intră astfel în Sfântul Război pentru eliberarea fraților subjugați, pentru întregirea neamului, după cum spunea cronicarul și analistul Cechirisescu. România va mobiliza peste 813.000 de oameni de trupă și 12.000 de ofițeri, totalizând 23 de divizii de infanterie și 2 divizii de cavalerie. Marele stat major român a elaborat un plan de campanie, armata de operații fiind împărțită în 4 grupe: frontul de sud, calafat Marea Neagră, armata a 3-a, frontul carpatic, calafat Izvoarele Argeșului, armata 1, condusă de generalul Ioan Culcer, armata 2-a, Izvoarele Argeșului Vrancea și armata a 4-a de nord în Carpații Orientali. Pentru succesul ofensivei române în Transilvania, Marele Stat Major al Armatei Române a stabilit în planul său de campanie să acționeze în sectorul Jiului cu divizia a 2-a Infanterie, cu un plan de acțiune elaborat în mai multe faze. Această divizie va avea cea mai grea misiune, ea formând pivotul manevrei întregii armate române. Comandantul diviziei a 2-a Infanterie, generalul de brigadă, era Ioan Muică. Atacul general al trupelor române a avut loc începând cu noaptea de 27 spre 28 august 1916, când au intrat în Brașov, Făgăraș, Orșova, Târgu Secuiesc și pe Valea Jiului, cucerind toate trecătorile din Carpați. În defileul Văii Jiului, pe munții înconjurători, Parâng, Vâlcan, Retezat, au avut loc o serie de confruntări militare în mai multe faze de luptă. Luptele desfășurate de trupele române pentru eliberarea Văii Jiului de sub stăpânirea austro-ungară în perioada 28 august-2 septembrie 1916, ofensiva generală de la Merișor, 14-18 septembrie, contraofensiva generalului Ioan Culcer pentru recucerirea bazinului Carbonifer Petroșan și rezistența grupului Jiu după străpungerea la 23 octombrie 1916 a frontului român în acest sector și ruperea frontului român în sectorul râului Jiu în perioada 12-15 noiembrie. Trupele române au sosit din vechiul regat cu trenul până la Bumbești-Jiu. Primul atac a fost efectuat de grupul de acoperire Jiu, sub comanda colonelului Dumitru Cocorescu, în câteva puncte strategice. Trupele române au trecut pe la Vama Păiuș, distrugând podul de la Polatiște, au ocupat localul Vămii Surduc, sub conducerea colonelului Neagu Savel.
În perioada 2-5 octombrie începe riposta armatei germano-austro-ungare, formată din 18 batalioane, având la dispoziție o puternică artilerie cuprinzând tunuri grele de munte, o puternică escadrilă de avioane, de bombardament și automobile blindate. La comanda acestor trupe se afla generalul german Schunkel, ce dispunea și de excelente trupe de alpiniști bavarezi, antrenați special pentru războiul din munți. Astfel, după lupte grele care au avut loc la Merișor și Bănița timp de 9 zile, trupele românești se retrag pe vechea frontieră, de pe crestele munților Vâlcan, pe linia Șiglăul Mare și Șiglăul Mic, Cornul Zeloaga, Vârful Negrului, Vârful Mutu și pe aliniamentul Coasta lui Rus, Parângul Mare, Pârâul Polatiște, Vârful Cândetu, Vârful Murgile, Pasul Vâlcan, Vârful Straja, Vârful Oslea, practic armata română abandonând Valea Jiului. Acest plan definitiv dus la îndeplinire de către generalul de brigadă Ion Muică a dus la ocuparea de către trupele germano-austro-ungare a Pasului Vâlcan și defileul Jiului împreună cu înălțimile Straja și Obârșia Merișor la nord de Pasul Vâlcan, motiv pentru care generalul Ion Muică a fost înlocuit de la comanda diviziei a 11-a infanterie la comanda diviziei fiind numit colonelul Dumitru Cocorescu. Primul război mondial, 1914-1918, a fost considerată una din cele mai mari urgii întâmplate în plan uman pe planeta Pământ. Din păcate, în toamna anului 1916 a atins și România și, ba mai mult, chiar și Valea Jiului. Aici, în Pasul Surduc sau în Pasul Vâlcan, au început să pătrundă trupele române spre a le înfrunta pe cele germano-austro-ungare. Aici, în masivul Straja, unde ne aflăm acum, au avut loc o serie de lupte sângeroase, pline și încărcate de dramatism. Să vedem povestea acestui război, acestui moment întâmplat în urmă cu 100 de ani aici, în Valea Jiului. Trebuie menționat faptul că numirea generalului german Erich von Falkenhayn la comanda armatei a noua germane pe 18 septembrie, un general inteligent, energic și metodic, a dus la o creștere a moralului trupelor din Imperiu. El a conceput un nou plan ofensiv de luptă menit să împingă trupele române mult pe granița istorică dintre România și Transilvania. Raportul de forțe se schimbă vizibil în favoarea armatei germano-austro-ungare, comanda trupelor aliate fiind încredințată generalului german von Busche, șeful statului major al diviziei 301 Infanterie Germană. Luptele au început pe 3 octombrie 1916 pe înălțimile Făgețel și Omoroca, trupele române reușind respingerea unui prim atac, dar a doua zi, cu artilerie superioare și gaze asfixiante, germanii și austro-ungarii reușesc să biruiască. Se duc lupte crâncene la baionetă prin ceața groasă a celor zile de toamnă, cu vânturi aspre și viscole puternice pe crestele munților Vâlcan, și Glăul Mare, și Glăul Mic, Negru, Mutu. Timp de o săptămână, zi și noapte, s-au dus lupte înverșunate pentru fiecare deal, culme ori vale, până ce divizia 11-a infanterie și-a stabilit, pentru o vreme, pozițiile pe vechea frontieră română-austro-ungară, de la vârful Coasta lui Rus, pe la Polatiște, Cândetul, Pasul Vâlcan, Straja, Oslea. Se cunosc fapte de vitejie, precum cele ale batalionului 2, comandat de maiorul Vasile Stoian, care a luptat pe 12 octombrie 1916, pe înălțimile Pasul Vâlcan, Vârful Straja, Drumul Buliga, cu un curaj ieșit din comun, când, în lipsa grenadelor, ofițerii și ostașii acestui batalion au prăvălit stânci și pietre de pe vârful Straja peste armata inamică. Ulterior, maiorul Vasile Stoian și două companii ale batalionului 2 au pierit vitejește sub încercuirea dușmanului pe drumul Buliga între Pasul Vulcan și Poiana lui Mihai Viteazu. Din acest batalion de 1100 de soldați, peste 640 au fost răniți sau au pierit în luptele din munții Vulcanului. Soldații regimentului 18 Infanterie Tudor Vladimirescu au dus o luptă dârză în tot cursul nopții de 23 octombrie pe înălțimile Rostovanu, Vârful Negri, Muncelul, Arcanul, însă a doua zi toate vârfurile de pe coama frontierei împreună cu Pasul Vâlcan căzuseră în mâinile armatei germano-austro-ungare. În același timp se duceau lupte la baionetă pe înălțimile Parângului. Înaintarea trupelor austro-ungare a continuat cu succes pe drumul Neamțului prin Pasul Vâlcan până la Schela în Gorj, o bătălie cruntă având loc în Poiana lui
Mihai Viteazu. Trupele lui Falkenhayn înaintează încet, dar sigur și prin defileul Jiului. Neagreând ideea unei tactici defensive propuse de generalul Ioan Culcer, marele cartier general ia decizia înlocuirii acestuia cu generalul de brigadă Ion Dragalina la conducerea armatei I. Din păcate, doar pentru o scurtă perioadă, el fiind ucis în zona Lainici, în timpul unei inspecții de evaluare a situației de pe frontul de la Jiu, pe 25 octombrie 1916, cu focuri de arme trase asupra automobilului său, rănit fiind, murind ulterior pe 6 noiembrie la un spital din București. Sunt momente dramatice pentru locuitorii Gorjului, cei din zona Bumbești-Târgu Jiu, cu numeroase fapte de eroism și vitejie care au salvat mulți soldați români aflați în retragere sau chiar de la moarte. În vâltoarea luptelor crâncene din defileul Jiului apare și o tânără de 22 de ani, infirmieră la Târgu Jiu, născută la Vădeni în Gorj, Ecaterina Teodoroiu, care ia această decizie de a se înscrie voluntară după ce pe 6 octombrie 1916 îi moare și cel de-al treilea frate în luptele din defileu. Va lua parte în lupte de tranșee sub comanda colonelului Constantin Jipa. Este luată prizonieră pe 18 octombrie, dar va evada, eliberând cu mult curaj și eroism și alți prizonieri români de sub paza patrulei germane, fiind rănită de 2 ori, motiv pentru care este numită eroina de la Jiu. Va sta în spitalele din Craiova, București și Iași. Toamna lui 1916, după primele încercări eroice pe defileul Jiului și în munții Vulcanului, în cele din urmă trupele germane au ajuns aici la Târgu Jiu, unde la podul din spatele nostru s-au dus lupte eroice, acolo unde a intrat în rol și s-a remarcat eroina de la Jiu, Ecaterina Teodoroiu. Trebuie specificat că pe 14 octombrie a luptat cu mult eroism la prima ofensivă germană, la podul de fier din vestul orașului Târgu Jiu, alături de o companie de 150 de soldați, condusă de comisarul Constantin Popilian, luptând apoi și în prima linie când a căzut ca prizonieră. În onoarea comisarului Popilian, la intrarea pe pod dinspre parc s-a ridicat un bust. Pentru faptele sale de vitejie din octombrie 1916, Regina Maria îi acordă Ecaterinei Teodoroiu la spitalul din Iași, gradul de sublocotenent. În prezent, podul de peste Jiu, construit în 1896 la Paris, a fost mutat în amonte, el fiind un monument istoric. Ecaterina Teodoroiu va fi ucisă un an mai târziu, pe 22 august 1917, cu 2 gloanțe, pe dealul Secului în Moldova, fiind înmormântată la Fitonești, Vrancea, osemintele sale fiind aduse la Târgu Jiu în anul 1921. Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu, a avut și o întâlnire cu generalul Ion Dragalina pe 12 octombrie 1916, cel care va prelua comanda armatei I de la generalul Ioan Culcer, remarcând faptele de eroism ale tinerei gorjence, un general care era extrem de atașat de oamenii săi. Din păcate, acest elan din 29 octombrie nu a fost exploatat de partea română, oboseala fizică a trupelor împiedicând urmărirea și aruncarea peste frontieră a inamicului, defileul rămânând în cea mai mare parte sub stăpânire germană.
Mănăstirea Lainiș s-a desăvârșit ca și construcția bisericii vechi în perioada 1812-1817. Ea nu a fost ocolită de urgia invaziilor a mai multor armate și orânduiri. Turcii au devastat lăcașul de cult din defileul Jiului în primele decenii ale secolului al XIX-lea, dar primul război mondial și-a pus cel mai crunt amprenta asupra acestui loc. Defileul Jiului fiind un teatru de luptă între taberele beligerante, în toamna lui 1916, trupele germane, comandate de generalul Erich von Falkenhayn, au făcut prăpăd în mănăstire. Au mers până într-acolo încât soldații germani, care veneau dinspre Petroșani, au intrat cu cai în biserică, făcând focul în ea, profanând-o fără milă. Au scrijelit picturile, au dormit în biserică, au furat obiectele de importanță, ba chiar și clopotele. Cimitirul a fost devastat, crucile smulse și călcate în picioare, arhiva, care avea 16 metri liniari, arsă în întregime. Unii călugări au fost deportați în Germania pentru că s-au opus cu prețul vieților, păzind mănăstirea de nelegiuiții invadatori. Există și un inventar al dezastrului făcut de trupele germane în mănăstirea de la Lainici. Ieromonahul Iulian Drăghicioiu, originar din Bubești Jiu, poate fi numit călugărul erou. El a fost unul dintre apărătorii vașnici ai mănăstirii Lainici, fiind luat prizonier de către soldații germani și deportat într-un lagăr din Germania, unde a muncit aidoma unui martir. Mănăstirea Lainici rămâne un important reper religios, locul unde, așa după cum spunea tatăl lui Caliopie Georgescu, starețul mănăstirii, în perioada 1974-1985, el însuși fost călugăr în perioada războiului, în vremea starețului Teodosie Popescu, foarte mulți soldați români s-au împărtășit la mănăstire în ofensiva lor spre Petroșani. În 29 octombrie 1916, trupele române au asaltat toate pozițiile germane, care s-au retras într-o debandadă generală, pierzând peste 1500 de oameni. Din păcate, acest elan din 29 octombrie nu a fost exploatat de partea română, oboseala fizică a trupelor împiedicând urmărirea și aruncarea peste frontieră a inamicului, defileul rămânând în cea mai mare parte sub stăpânire germană. Românii au fost copleșiți de marea superioritate numerică și tehnică, bariera care ținuse două luni piept inamicului se rupsese odată cu străpungerea Carpaților. După juncțiunea armatelor lui Erich von Falkenhayn, cuceritorul defileului și al Văii Jiului, cu cele a lui Aushut von Wackensen, învingătoare pe Argeș și Neajlov, pe 6 decembrie 1916 este cucerit Bucureștiul. Se împlineau exact 100 de zile de la intrarea României în Marele Război. Armata română a pierdut în războiul din 1916 aproape 250.000 de oameni morți, răniți sau dispăruți. Deși se pierduse această campanie din 1916, armata română a continuat ca putere beligerantă. Au trecut încă 2 ani de jertfe și grele încercări pentru realizarea idealului pentru care România intrase în război, făurirea statului național unitar român.
În ciuda nereușitelor în plan militar, în campania din Valea Jiului, armatele române au continuat să lupte până în anul 1918, când puterile centrale au învins Imperiul Austro-Ungar, pacea semnându-se pe 11 noiembrie 1918, în vagonul de campanie din pădurea Compiègne, lângă Paris, principalii semnatari fiind mareșalul francez Ferdinand Foch și secretarul de stat german Matthias Erzberger. Viața își reintră în normalitate și în Valea Jiului, imediat după război, urmând a fi onorată memoria celor care au pierit pe aceste meleaguri în toamna lui 1916. Comunitățile și autoritățile locale au considerat oportună ideea de a gândi o formă de eternizare a memoriei martirilor prin ridicarea unor monumente comemorative sau crearea unor cimitire și osoare, cripte, în care să fie înmormântați după datini creștinești în spiritul solidarității umane și a unei posibile reconcilieri soldații tuturor armatelor aflate în conflict. În 1919 s-a înființat Societatea Mormintelor Eroilor Căzuți în Război, având misiunea de a îngriji și a păstra mormintele celor căzuți, precum și de a îmbunătăți cimitirele eroilor, președinte de onoare fiind însăși Regina Maria. S-a luat decizia de a se sărbători Ziua Eroilor începând cu anul 1920, în ziua Înălțării Domnului. Valea Jiului se va racorda la aceste îndatoriri, monumentele ridicate și cimitirele amenajate, vorbind despre preocuparea oamenilor de aici pentru cinstirea memoriei înaintașilor. S-au construit astfel de comitetele de la Petroșani și Vulcan, prin grija acestor autorități locale, ocupându-se de deshumarea și reînhumarea osemintelor ostașilor căzuți în luptele din toamna lui 1916, reamenajându-se cimitirele eroilor de la Petroșani, Iscroni, Vulcan și Paroșeni, create de armata germană în 1917, fiind ridicate monumente de cinstire a eroilor la Lonea, Vulcan, Lainici și troițele de la Lupeni sau de pe muntele Tulișa. Peste 5.000 de ostași și ofițeri ai armatei române au rămas în pământul patriei, căzuți la datorie în luptele de la Merișor, Bănița, Oboroca, Tulișa, Pasul Vulcan, Straja sau defileul Jiului. Monumentul dedicat generalului Ion Dragalina și care străjuiește și astăzi ca un simbol al unității regăsite după 1918, drumul care leagă Transilvania de vechiul regat, a fost inaugurat la 26 octombrie 1927, în preajma zilei din urmă cu 11 ani, 25 octombrie 1916, și a locului în care militarul erou Ion Dragalina a fost împușcat fatal de către un cuib de mitralieră german. Monumentul, impresionant prin simplitatea sa, este compus în principal dintr-o cruce confecționată din ciment și care este așezată pe un soclu de marmură albă. Pe ambele laturi ale crucii se află o fotografie a generalului Ion Dragalina, realizată în tehnica fotoceramice, cuvintele Cerna și Jiu, locurile bătăliilor la care generalul a participat în campania militară începută în perioada 15-28 august 1916, iar pe două laturi ale soclului de marmură, confesiunea "Aici am fost rănit, făcându-mi datoria pentru neam și țară". Incinta în care este amplasat monumentul este înconjurată de un gard de fier, întreg ansamblul aflându-se între șoseaua care trece prin defileul Jiului și râul Jiu, într-un cadru natural de o mare frumusețe. Monumentul a fost construit de către Philip Gosler din Craiova, iar pe o latură a soclului de marmură se află textul care ne lămurește legat de inițiatorii proiectului. La dezvelirea monumentului ridicat în defileul Jiului vor participa ofițeri, ostași și oficialități de la Târgu Jiu și din comuna Bumbești, preoți, camarazi ai generalului Ion Dragalina, un mare număr de oameni. Un sobor de fețe bisericești de la Târgu Jiu și Bumbești, Craiova, Mănăstirea Lainici, a oficiat un serviciu divin rugându-se pentru odihna generalului Ion Dragalina și au sfințit monumentul. Thank you.
Mauzoleul Ecaterina Teodoroiu, un sarcofag cu bazoreliefuri în piatră, a fost ridicat în anul 1936 între Palatul Administrativ și Biserica Ortodoxă cu hramul Sfinții Mihail și Gavril, opera artistei Milița Pătrașcu, eleva lui Constantin Brâncuș, aici fiind adăpostite rămășițele pământești ale eroinei de la Jiu, la festivitate participând și regele Carol al II-lea. În anul 1979, tot la Târgu Jiu, a fost dezvelită statuia Ecaterinei Teodoroiu, operă realizată de Iulia Oniță. În anul 1959, casa natală a Ecaterinei Teodoroiu din Vădeni a devenit casă memorială deschisă celor doritori și iubitori de istorie adevărată. O casă mică, modestă, construită în 1884 de părinții eroinei, o locuință cu două camere, camera cu vatră și camera de dormit. Aici sunt expuse fotografii, documente și obiecte ale Ecaterinei Teodoroiu, printre care și un fragment din părul său împletit, acest loc reconstituind fidel atmosfera în care a trăit cea care a fost numită eroina de la Jiu. În anii 1937-1938, Constantin Brâncuș, unul dintre cei mai mari sculptori ai lumii, născut în Hobița, județul Gorj, realizează pe baza unui proiect propriu ansamblul monumental Calea Eroilor, alcătuit din elemente cu valoare simbolică în strânsă legătură cu Primul Război Mondial. O alee care, plecând de pe digul Jiului, locul de evocare al actelor de vitejie gorjană, ar trece pe sub un portal ce în viitor ar marca și intrarea în grădina publică, pentru ca ea să continue numindu-se Calea Eroilor la Monumentul Recunoștinței întruchipat într-o coloană înaltă de 29 de metri, înălțându-se fără sfârșit așa cum trebuie să fie recunoștința noastră, după cum mărturisea însuși Brâncuș. Ansamblul a fost inaugurat pe 27 octombrie 1938, reprezentând un omagiu adus eroilor căzuți în timpul Primului Război Mondial, el fiind inclus în prezent în patrimoniul cultural european. După ce am văzut povestea podului de la Jiu din 1916, câteva decenii mai târziu,
marele artist al omenirii, Constantin Brâncuș, a început aici la Târgu Jiu, din acest loc unde se află masa tăcerii cu scaunele, construirea acelei căi a eroilor, care a pornit de aici, de la masa tăcerii, urmând poarta sărutului, încheiindu-se la coloana fără sfârșit. Masa tăcerii reprezintă masa țărănească, dar și masa de dinaintea confruntării, de la care pleacă la luptă viitorii combatanți și eroi. Lucrată în travertine, ea are următoarele dimensiuni. Tăblia are un diametru de 2,15 metri, piciorul 2 metri în diametru, în jurul ei fiind așezate un număr de 12 scaune. Apoi, pe aleea scaunelor, se ajunge la poarta sărutului, care este spațiul prin care se face trecerea spre o altă lume. Motivul sărutului, prezent pe stâlpii porții, ar putea fi perceput și ca ochiul care privește înăuntru. Lucrarea este realizată din travertin de ban potoc la dimensiuni de 5,13 metri înălțime, 5,45 de metri lungime, cu o latură a stâlpilor de 1,69 de metri. Coloana fără sfârșit reprezintă un adevărat testament spiritual al marelui artist, venită parcă să sprijine în veșnicie bolta cerului. Înaltă de 29,33 de metri, ea este constituită din 16 module romboidale din fontă alămită, ansamblarea ei fiind făcută la atelierele centrale Petroșani. Modulele de 1,80 de metri înălțime și aproximativ 860 de kilograme sunt montate pe un ax de oțel încastrat într-o fundație de beton cu latura de 5 metri.
La 27 august 2016, exact la 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial, la Pasul Vâlcan, la atitudinea de 1621 de metri, a fost marcat acest moment important din istoria acestor locuri. Aici, în preajma unei cruci monumentale și a busturilor celor doi comandanți, generalul Ioan Culcer și colonelul Dumitru Cocorescu, a avut loc un ceremonial emoționant în prezența a câtorva sute de participanți veniți din diferite zone ale țării. Comemorarea 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial a fost marcată la Pasul Vâlcan și de prezența unor militari care au purtat uniforma specifică anului 1916, capela tipic românească, vestonul, centura, baioneta, pușca, pantaloni cu vipușcă și bocanci de război. În toamna anului 1916, pe aceste locuri au pierit 640 de soldați. Se poate spune că, în urmă cu un veac, gorjenii au intrat pe ușa din fața istoriei, dovedindu-se în primul război mondial demn urmași ai pandurilor lui Tudor Vladimirescu, odată cu actele de eroism din bătălia de la Podul Jiului, reușind să blocheze pentru o perioadă scurtă intrarea trupelor germane în Târgu Jiu. A fost ca un act final, dar nu ca o capitulare, a luptelor din toamna 1916 în defileul Jiului și munții Vulcanului, o probă de eroism, gorjenii păstrând mereu memoria acelor clipe de eroism sublime pe care poate cărțile de istorie nu le-au acordat importanța pe care ar fi meritat-o.